Marcot, Alex Păcușan, de la Zitec, și domnul Cristi Pascu, de la Permica. Nu știu dacă v-ați mai intersectat cu ei, las să spună două cuvinte fiecare despre ce face în timpul liber, atunci cum mai și vreți. Ok. Noi facem programare și consultanță pe IT și de obicei avem proiecte foarte exotice, care nu își găsesc soluții la alte companii. Am lucrat cu web, cu cinema, televiziune, foarte multe zone diferite. Și tot ce ne împinge e pasiunea de a rezolva probleme. Încercăm să nu facem outsourcing la proiecte mari. Multe companii care și încercăm să găsim chestii interesante, să rezolvăm probleme. El este Mr. Wolf din Pulp Fiction. Da, da, rezolvă problemele. Poți să fac un pic de aici la prezentare, dar să continui cu programul ăsta, să privești la mine. Ne-am pornit în Zitec în 2003, am plecat cu trei fondatori și foarte mulți în conștiință. În momentul de față am rămas doi dintre cei trei, unul s-a pierdut pe drum, patru dintre angajatori au devenit membri și ei în board-ul firmei, ca și ne place nouă să-i zice. Avem acum 50 de angajați și crește, chiar dacă am fost vremuri mai grele acum pentru toată lumea, crește. Nu spectaculos ca în primii ani, dar de 26% de ani minim ne propunem să se întâmple. Deja pe anul ăsta probabil să fie o creștere a echipei cu 10% și o creștere a cifrei afaceri cu 20-25%, cam așa. Facem outsourcing în principal pentru Statele Unite și am lucrat pentru foarte multe start-up-uri americane și europene, de exemplu pentru Burgard, pentru Polar Rose din Europa am lucrat. Am avut plăcerea să fie proiecte complexe și care să ne pună sângele în mișcare și am avut și norocul, să zicem, ca acești parteneri noștri să fie proiecte de succes și să înregistreze aceste minunate și dorite exituri. Pentru mine, zic că nu sunt un scop în viață, dar și nu le văd ca un succes ca antreprenor neapărat. Dar da, mă rog, pentru în zona de portfoliu, ok. Da, depinde de filozofia mea. De exemplu, Polar Rose s-a vândut, deși a fost doar o companie bazată pe un feature, care tot au avut. Au vândut către Apple acum un an sau doi, pe plan local, Paravion au vândut către Jet, în Statele Unite, Provente s-a făcut o vânzare parțială către McKesson, o firmă foarte mare de software medical. Ce am avut dintre mai mulți dintre clienții ăștia au trecut prin aceste etape. Și asta îți dă și o satisfacție că n-ai muncit degeaba, a fost doar un produs pus undeva pe web. Și ce mai mi-a plăcut să fie produse care să iasă din online. Eu zic să fiu urăsc proiectele de genul medii sociale sau un tool care nu știu ce face numai pe online. Îmi place să vezi că schimb ceva și în viața reală. Un exemplu foarte bun este Proventis, care la vremea respectivă era printre puținele firme care au abordat medicina într-un sens statistic și preventiv, privind tratamentul cancerului, bypass și alte tipuri. O chestie care deosebit. Și deci cam asta, să ieși un pic din online și să schimbi ceva, nu numai să fotezi. Pentru că, de fapt, nu se întâmplă nimic în online, cum se întâmplă în offline. Totul se întâmplă în offline, ca să parafraza cu frate. Cristi? În urmă cu 3 ani eram angajat la o companie de software franțuzească. Am avut o idee și m-am gândit să dezvolt ideea, ca și alte idei înaintea ei, într-un proiect open source. Asta era tot ce știam. Știam că se pot face parte de software. Și am dezvoltat și la un moment dat primesc un link pe Messenger și uite, tipul ăsta, un tool similar ca al tău, faci o grămadă de bani. Am avut o mică epifanie și am zis că transform un produs comercial și peste un an de zile am lansat tool-ul meu, se cheamă Prebuilder, un tool pentru web designer și dezvoltatori web. L-am lăsat ca produs comercial și a avut succes în prima lună, adică am egalat salariul meu pe care am primat firma, i-am dus în demisia și de 2 ani și un pic, practic, trăiesc din asta, nu trăiesc în toată familia din produsul ăsta și... Ce face produsul tău? Mock-up-uri, machete pentru site-uri web, pentru aplicații. Foarte interesant. Mediul vizual pentru desenat. Da. E o piață foarte mare și au plății pe acolo. O să stăm să aibă ceva de genul ăsta. Da. Să ai profit din primul anul, mi se pare mai tare de un exit. Bun. Da.
Da, apropo de chestia chiar asta, apropo de chestia de asta și de proiecte open source, am vorbit cu niște tipi din Serbia de la Active Collab. Active Collab au un... sunt o firmă din Novi Sad, de aici măcar un oraș foarte mare. Și au un tool de management de proiecte. Tool-ul a fost inițial open source, după care i-au făcut o versiune comercială. Și spune că s-au împrumutat de bani, s-au împrumutat de 20 ceva de mii de euro, ceea ce, mă rog, în Serbia chiar e o sumă, și nu e o sumă, dar când e o sumă. Exact, când e înseamnă mult. Și în momentul în care au dat drumul la tool-ul comercial, pentru că aveau un pipeline de clienți care așteptau tool-ul respectiv, au scos ăștia 20 de mii pe care i-au împrumutat în primele 4 ore. Și și-au plătit datoria. Bine, nu s-a menținut același trend, în mod evident, pentru că... Dar au avut pregătiți clienți, ceea ce... Dar au avut pregătiți clienți. Și trebuie gândit cât efort au depus pentru a crea comunitate și pe-a câtă muncă a fost anterior pentru că mergea cu... Așa pare că ai idee, faci produs cu 20 de mii, gata, te-ai scos în 4 ore, nu se întâmplă. Apropo de zona asta de mituri... Asta e unul mic. Asta e unul dintre mituri, da? Cum s-ar traduce asta într-o propoziție? Nu tot ce zboară să mănâncă. Sau tot ce zboară a avut nevoie de foarte mult timp ca să învețe să zboară. Iar exemplele de succes de genul ăsta, care chiar nu s-a întâmplat, nu a fost deosebit, sunt atât de puțin, chiar dacă sunt poate cele mai populare de pe Facebook-ul nostru cel de toate zilele, nu înseamnă așa dacă pentru un procentaj cu multe zeruri, cu virgulă, se întâmplă, tu trebuie să mergi pe ideea. Sunt șanse foarte mari pentru cine o să meargă. Și cel mai bine este să vezi, să-ți pregătești clienții, nu numai să identifici o nevoie, ok, au nevoie de un tool de prototyping, de altceva. Dar deja am vorbit, deja am vorbit, știu că cam asta au nevoie, că am știu câți bani o să dea pe el și atunci deja te așteaptă la ușă să-i cumperi. Și dacă i-au făcut așa, vezi ce este. Apropo de chestia asta, când ești ok, eu ca moderator nu trebuie să dau exemple personale, dar e o chestie care îmi place să o povestesc, cel mai că atunci când am ajuns la 26 de ani, eram ușor depresiv pentru că tot ceea ce citești în ziare legat de antreprenori de succes se întâmplă până la 25 de ani, preferabil până la 23 și dacă ies 20-21 chiar este știre. Și mă gândeam, băi, uite, am ajuns la 26 de ani și n-am făcut nimic spectaculos ce se întâmplă cu viața mea. Păi, cum ați simțit chestia asta? Păi, în primul rând am simțit-o că eu am dat subscribe la TechCrunch, în primul rând. Eu n-am văzut nicio valoare pentru mine să citesc articolul respectiv în care... Dar nu era legat neapărat de TechCrunch. Păi da, dar e legat de boasul ăsta care se face în zona asta de... TechCrunch, să știi că acum l-au și-a cumpărat mult mai real, adică... Păi mai aștept un pic să mai coboare, da? Să mai aplicați. Da, să mai aștept mai aplicați. Mai aștept un pic. Poate acum de nou au făcut și ei, au văzut și ei lucrurile. Așa a fost, cred că, viziunea proiectată până în, să zic, până acum un an, doi, chestia asta cu Uștiu, care nu are experiență de nicio culoare, nu a făcut nimic, i-a venit ideea respectivă, s-a apucat de muncă și într-o săptămână, două, trei, o lună, a făcut o lună care după aia a ajuns să-mi dați seama 800 de milioane de utilizatori. Și realitatea este că trebuie să ai skill-ul, să știi să angajezi oameni, să știi să-i contentezi, să ai skill-ul de business, să știi ce la contract, ai niște bănci în spate, niște... Poate nu neapărat, dacă începi să faci ceva zicuțe, da, poate nu neapărat, dar cu oameni nu ai cum să vezi că s-ar fi lansat în România, pot ne pare că eșua, deci nu ajunge la... Păi, s-a lansat de vreo 5-6 ori... N-ați auzit de Neogen, n-ați auzit de, cum se cheamă, Mecliu Petrol, e un succes Neogen, da, dar dacă te uiți la o poză mai de ansamblu, nu e. Mai este comandela aceea Tetatet, care și ea s-a lansat și mai stat cu multe, sunt multe care... E ușor să lansezi, sunt poate și... Cred că găsești o consorsă de comunități virtuale care le poți da de lumea. Deci, revenind, ce așteptări aveați când ați început fiecare business-ul? Acum, Alex, iar încă ție de viață că îmi să fie câteva cuvinte, vă și da, ești ok. În primul rând, ce facem noi e un fel de lifestyle business, așa, adică nu încercăm să ajungem să facem avere miliarde, ci încercăm să facem ce ne place și să supraviețuim sau mai mult de toate din asta. Cred că asta e principala chestie, să poți să iubești munca pe care o faci și să ajungi și pe alții în timp ce faci chestia asta, să ai clienți fericiți. Cred că asta mi se pare mai important decât orice, să faci ce-ți place și să-ți faci clienți fericiți.
mi se pare că să vânezi o investiție sau o avere gigantică e generalist. Acum. Și, mă rog, acum, cred că nu știu, a fost o coincidență, dar toți trei avem un lifestyle business, lucrăm pentru dintr-o monetizare sănătoasă, direct, clienții își plătesc facturile, noi ne plătim furnizării, salariile, nu... Majoritatea clienților plătesc facturile. Gândiți aplicație să aduceți piața neagră la suprafață. Asta e o mare lovitură. Păi la România Monaco a fost mai din da? Tu cum ai perceput chestia asta? Cum a fost pentru tine începutul? Ce așteptări aveai, apropo de... Independență financiară și independență profesională. Asta era ceea ce vreau. Aveam multe frustrări legate de calitatea de angajat. Și asta îmi doream, să independență financiară pentru familia. Să putem să plecăm oriunde, oricând să... Vedeam faptul de a avea un serviciu și a plânge morcov în fiecare zi acolo ca o corboară. N-ai pe cine să-ți lași copilul, că dacă s-a îmbolnăvit, cine să fie la casă și așa mai departe. Am terminat. Și am ținut asta. Problema mea a fost că... Problema, mă rog, caracteristica mea era că nu aveam nici cele mai elementare noțiuni de business. A trebuit să le învăț din mers. Am făcut, din întâmplare, fiindcă urmam un exemplu cuiva, am făcut niște lucruri foarte bune, adică în timp ce dezvoltam produsul, luam feedback de la clienți și am validat practic ideea, nu m-am lăsat așa în bolnă, ne-am. Și ca dovadă, după o lună în zile, am avut clienți feritori, fiindcă confirmasem că e nevoie de ceea ce făceam. Dar în rest nu mai știam absolut nimic. Și am continuat să lucrez ca un programator, care făcea bani, nu știu cum să zic. Apropo de chestiunea asta cu validarea business-ului, cum vezi lucrurile acum? Cât de mulți sunt oamenii interesați să-și promoveze ideile lor sau să promoveze idei care sunt utile clientului? Se pare că e o discrepanță în direcția asta. Nu știu sigur. Adică, inițial, am înțeles întrebarea acolo, nu am înțeles-o. Ți se pare că toți cei care au idei în zona, nu că toți, că o bună parte dintre cei care au idei de proiecte în zona de muncă încearcă să facă un customer development, încearcă să vadă ce impact are ideea respectivă sau... Da, asta voi toți aveți experiență și presupun că mai vin și alții să vă ceară părerea. Cum îi simțiți pe cei care dacă ai o idee și nu confirm cu oameni care sunt dispuși să se plătească pentru produsul pe care comercializezi, e un fel de paranoia, să zic, trăiești în altă realitate, trăiești în efectiv. Gândești niște termeni care nu sunt reali și niciodată nimeni nu o să-ți plătească bani pentru ceea ce vrei tu să vinzi. Faci cumva, pui pe tine ideea respectivă și o pui în așa formă încât să fie vandabilă și vezi dacă omul ăla ți-ntinde o bagnotă, în schimb. Și ideal ar fi ca tu să nu scrii absolut nici, să nu investești absolut nimic în scris cod, în angajat oameni, cumpărat, chirit, deci nu investești nimica, află dacă un om este dispus să scoată cardul din cutel și să-ți plătească. Altfel nu are sens, nu mai scapă, adică de ce să pierzi timpul. Și nu se face. E o chestie care nu e valabilă neapărat pentru România. Noi lucrăm cu foarte multe state, apropo, construcând de state și păi au foarte mulți greșeală. Păi da, dar mai asta, în care se apucă și stai și dezvoltă produsul. Dar, de fapt, dacă îți făceam un plan, puteai, în loc să cheltuiești, nu știu, 50-100 de mii de euro să dezvolți prima parte a produsului, pe ceva mai mare și alte lucruri, să investești 20 de mii să faci un test, un pilot, ceva offline, fără să scrii de cursă, dacă scrii să fie pur și simplu ceva... Un demo. Da. Un demo sau partea asta ar trebui să-ți validezi ideea. Și atunci lansează produsul în acea primă etapă și surpriză la primul client care vine și vin clienți, că acolo reușesc foarte ușor să aibă tracțiune. Nu știu, din ce am văzut eu, cum pare, la noi aveți bați mult, poți să ai chiar și un ajutor de la, nu știu, cineva mai cunoscut pe piața locală, care poate e conectat la presă sau la bloguri sau la alte nebunii. Și sunt proiecte care la noi așa au fost meteorici, toată lumea a vorbit despre ele și după care pauză. Acolo parcă prin tracțiune mai ușor, așa mi se pare. Și mai repede două cardul pe online și parcă deja încep să vezi că se primă niște bani. Dar am văzut
sume mari cheltuite, pentru că nu s-a stat să se vorbească între clienți. Și se poate că asta e un pic vreau să-l cumpere rău, vreau să-l cumpere albastru. Fondul meu albastru. Așa, și am avut foarte multe proiecte pentru startup-uri, multe au eșuat. Și care vieți că acum la toate, că nu s-au zis niciodată foarte departe de ideea în sine. Nu s-au gândit la monetizare foarte bine, la marketing, la cum ajung la, dacă erau proiecte social sau dacă s-au nu luat la prima să critică. Ce n-ai bani de pe un om să intre în rețeaua aia? Și nici la definiția produsului nu s-au gândit foarte bine. De foarte multe ori, produsul se metamorfozează în fiecare zi, în funcție de noile idei care mai vin, fără să facă o validare la început, să vadă ce nevoie are targetul ales. Și sunt chestii pe care le vezi așa, recurent. Și ați putea scrie un ghid împreună cum să nu faci o afacere. Avem toate astea și ar fi foarte util. Da, în schimb, ce am observat la ei... Da, se repetă. Da, asta e, cred că, să spunem, procesul cel mai mare de proiecte care eșuează. Și cercetarea de piață, de fapt. Și noi nu vorbim despre partea de realizare tehnică, pentru că realizarea tehnică aia se întâmplă. Ok, poți să mai ai poate întârziere la un DN, dar produsul univers până acum. Problema este că cercetarea aceea nu trebuia să înceapă produsul ăla. Și e, la un moment dat e un conflict de interese pe care, de exemplu, noi încercăm să-l ignorăm și să-i spunem omului, nu îți cheltui bani de asta. Că tot atâția bani ai, tot la mine să-i cheltuiești, dar mai stai o lună și rămânește de ce vrei. În loc să îi cheltuim acum și pentru toată lumea este frustrant, că am construit un produs care nu merge. Și noi nu vrem să facem asta doar ca să primim niște bani din auzul singur. Nu e fan să faci produse care le vezi că nu au șanse de la început. Ce am văzut foarte interesant la antreprenorii din state față de cei de aici, fac foarte ușor rost de bani, mi se pare incredibil. Adică vine un individ care, ok, au strâns un milion, am o idee, hai să vedem, facem un produs, facem produsul, nu mergem, hai facem alt produs, ok, s-au tăinat bani, trebuie să mai găsim niște investitori, facem alte produse, e așa o chestie foarte... Funcționează încrederea. Bine, chestia asta funcționează și sumele se creează și sumele se creează și făcând partea outsourcing în România mai e și o amplificare acolo față de prețurile locale, dar în mod sigur au acces la bani mai ușor. Sunt foarte mulți, la noi sunt câțiva business angel și nu au cine știe ce sume pe masă și nu investesc ca în orice business. Sunt sigur că și noi am avea acces la bani dacă i-am venit, dar dacă am știut ce să facem cu ei. Voi în cine ar fi tranșul ăsta, dacă le-ați dobărit că v-ați luat o sumă de bani, un milion de euro și într-un an nu le dați înapoi un milion de euro. Da, și-o la bani. Nu prea vreau că ați zis de genul de bani. Acum suntem în discuții, suntem în discuții cu niște voci pentru că vreau să aplicăm la niște proiecte europene și am fost interesat de un credit pentru a susține proiectul pe partea de cash flow. Și mi se pare un produs aproape sigur pentru bani, pentru că dacă banii s-au aprobat, e sigur fiind dacă tu livrezi. Și ei plătesc numai la factură. Deci mi se pare foarte sigur ca business pentru bancă. Și sunt numeroase bănci de renume, la noi care nu au produse pentru așa ceva. Bine, ok, și la rata de absorție e mică, nu știu, cred că stăm mai steaua noastră la fonduri europene. Dar când le spun chestia asta, zice că mai bine vă faceți un descoperit în cont, că ne înțelegem așa, e o dobândă mai mare decât să faceți un dosar de credit. Adică ei spun așa. Deci mai să duci cu o idee de genul ăsta care un pic... Hai să revenim cu ce hai să revenim așa cu la ce discutam legat de chestia asta cu mituri și informații dubioase în zona de online. Care e favorita voastră? Deci asta mie ce mai mult îmi place treaba asta cu vârsta. Da, cu vârsta. Asta s-a cam infirmat, nu a fost chiar după 2 ani a fost convinsă maxim asta că tânăr și neliniștit. Urmă, acum am văzut un alt grup de cercetători din Britanie, care a zis, ok, stai că profilul de zonit este peste 35 de ani, care a avut înainte, a lucrat înainte, a avut un business care nu a mers și ăsta are procentajul maxim. Da, apropo de chestia asta, la și peste 2 ani nu se știe care o să fie noua descoperire. Ramon, anul trecut, spunea că ce poia, Ramon Ialbanchi, fondator High Five, a fost unul de speaker anul trecut, spunea că Sequoia investește bani în startup-urile unora care au experiență ca profesioniști, deci ca angajați, dar în firme de succes. Mai degrabă decât să investească bani în niște tineri cu idei grozave, cu entuziasm și așa mai departe. Nu
pare că la noi mai sunt cazuri de genul ăsta, știi, care, băi, e tânăr, e deosebit, face super impresie, ia niște bani, merge și după aia mai departe. Dar riscul este că tu poți să dai banii respectiv pentru să spui idei și o prezentare foarte bună omului respectiv care te sugerește să spune și spui, băi, este genial. Dar tu nu ai cum să știi în momentul respectiv de ce skill-uri are de a lucra cu echipa. Știe să-și recruteze bine? Nu, așa, angajat numai prietenul firmă și-a dobit toți banii investitorului. S-au mai văzut cazul de genul. Păi că mergi cu colegii mei, știm foarte bine, să fie super. O dificultate a noastră este că dacă se investește într-o echipă tânără sau tânără, problema este că aia este echipa. Ori sunt sigur că Mark Zuckerberg, deși n-a avut el nici pe departe skill-uri necesare pentru a crea compania pe care a creat-o și a avut în jurul lui o serie de oameni care au fost, sunt trecuți de 40 de ani. Și care au experiența care să da. Au făcut business-ul. Aia l-au ajutat. El a avut viziune, a fost... Deci nimeni ar trebui să-și angajeze practic. Noi avem nevoie de cel puțin o vizie de 20 și ceva de procesul care să fie disponibil pentru micile startup-uri. Perdonez, păi dacă investești în doi tineri și îi lași de izbeliști așa... Dar pe de altă parte, uite-te și la aceste proiecte startup-uri, că cuvântul antreprenor și startup-ul e deja întrezesc niște... Da, așa, niște probleme deja cu cuvintele astea. Pe cuvântul patronul am nenorocit rapid, copilul am face asta am nenorocit și ăla. Noi n-am avut treabă cu ea, dar acum pe noi ne încadrează lumea la antreprenori. Nu mă identific, niciodată m-am identificat cu conținut, nici m-am gândit ce pe etichetate sunt cu primul. Dacă te uiți la proiectele care au înregistrat multe succese la noi, în afară de Radu Georgescu, care a făcut de mai multe ori, da. A dovedit că poate, la restul vezi că a avut un succes de business, a luat niște bani și după care, nu știu, chiar cei de profil mare la noi, unde sunt restul? Iar proiectele care au rămas înăuzdate sunt foarte puține și sunt prin prisma faptului că au luat un seed money sau au luat poate o primă finanțare și după aia nu au luat nimic, 2 ani de ei. Bine, dacă nu ai nimic, de ieșe la un succes. Din fericire sunt câțiva în drumul ăsta care duc destul de bine. Din fericire. Dar încă nici nu, până nu apar cazuri în care privesc că și, uite, s-a terminat plasor. Nu ai încă un, cum să spun eu, un... Da, nu știi care e finalul. Nu știi care e finalul la treaba respectivă. De adevărat. Deci, e dus și tot partea asta cu tânăr sau deci, mai experiență. Revenind, în afară de chestia asta cu tânăr și neniștit, ce alte povești de genul ăsta v-au fost atenția? Că succesul se întâmplă în prima săptămână după ce ai lansat. Și eu cred, adică nu se întâmplă în prima săptămână, în prima lună, în primele 6 luni, în primul an. Trebuie 2-3 ani cel puțin ca să ajungă produsul la maturitate, ideea să se cizeleze, să ai o prezență pe piață, să fii cunoscut, oamenii să aibă încredere în tine și așa mai departe. Și trebuie răbdare și perseverență. Care e definiția ta de succes? Că e un cuvânt așa de folosit treaba asta. Rezistență. Da, rezistență, exact. Dacă nu ești poți să cazi înainte să ai succes. Bogdane, cum ai un exemplu? Da, mă gândeam că e chestia asta cu software, programatorul care își face jucăria și o să învăță asta. Și mi se pare că bucata de programare atât de puțin importantă în tot procesul și că sunt multe lucruri de, nu știu, management financiar, cum ai putut să păstrezi cash flow pozitiv, cum îți promovezi produsul, cum studiezi piața. Sunt foarte multe lucruri care nu au multe lucruri cu partea tehnică și care sunt ignorate. Și foarte mulți ani impresia că dacă o să fac un software, o să devină imediat bogați. După care vine frustrarea, că l-am făcut, e mai bun decât ăla care a fost lansat de peste. Ce chestii fetele bune n-ai în loc. Da. Păi cam asta e filozofia. Adică produsul tehnic este impecabil mai mult de tuturor. Ok. Nu prea contează partea aspectului. Nu mai e bază, dar aproape nu. De multe ori am văzut proiecte care financiar au dus-o foarte bine și produsul era cu carențe majore. Da, invers, dacă ai un produs care e foarte bun și n-ai absolut nicio tangență cu ce înseamnă marketing, partea financiară, poate ar fi prea plăcut cum ai. Trebuie să ai mai rău, să pici fix pe bani, nu știu. Și că mai merge. Și se neglijează psihologia utilizatorilor, user experience. E un domeniu în care la noi lipsește aproape de sfârșire și este crucial. Este esențial. Stă acolo, în mijloc, ca o bucată mare de marmură care așteaptă să fie... Nu doar la noi. Am văzut foarte mulți antreprenori străini care știu că pentru un produs software au nevoie de două chestii, de un designer, de un grafician și de un programator. Dar văd bucata aia de grafică, de design, ca o chestie artistică. De fapt, e o chestie foarte ingineresc, trebuie să
proiectezi lucrurile da, să te gândești, domnule, produsul meu vreau să fie perceput în felul ăsta. Când ai spus asta, trebuie să te bagi în mintea potențialul tău. Cum vede el, cum gândește el, cum vorbește el și așa mai departe, să vorbești pe limba lui. Dacă ai pus acolo două butoane pe site și ai pus mici chenare și ai vorbit puțin vesel, nu te aștepta ca să ai reacție. Dar eu niciodată insist pe treaba asta, că am văzut produse inclusiv pe piața noastră, care sunt făcute prost. Tehnic, interfață și fac mai foarte mulți oameni de business. Au partea de business, știu să semneze contracte, să obțină bani, să obțină finanțări și așa mai departe. Deci produsul e într-adevăr important ca să faci, cum să spun eu, să faci de la prima etapă în care vezi că merge să te duci la mare. Dar în prima etapă, cred că mai important este să areți un workflow, să areți că să aduce valoare clientului și să vinzi. Aia e mai important decât să te focusezi neapărat pe asta. Nu mă înțelege greșit, că și eu ar vrea să fie. Despre ce fel de proiect vorbești? Produsul, un produs software care merge punct, un business, un business, da? Business, ia ceva. Îmi vorbește de ceva, dar noi ne vom cam astea. Țin foarte bine, business, un business, noi cam astea știm să facem. Nu, dar te-am gândit de ce produsul altul care mi se pare foarte popular la noi este chestia asta, că cel puțin când am pornit firma, mi s-a spus mereu, păi voi sunteți 3, nu aveți nicio șansă. Deci nu aveți nicio șansă, e o prostie că ați pornit business împreună. Eu cred că tocmai, chiar dacă pe parcurs ok, s-au făcut ajustări și acum ne-a rămas doar doi, cred că ăla a fost, nu știu, cheia succesului din punctul meu de vedere și succesul nostru nu înseamnă neapărat financiar. Eu sunt foarte mulțumit cu ce avem și sper să avem și mai mult. Dar pentru că ne-am completat ca abilități, adică unul dintre noi era cel super tehnic, unul era cel care făcea vânzările și discuta cu clienții și celălalt era, să spunem, genul numai organizator intern. Ori dacă ai doar unul tehnic și unul care vinde, ăștia nu se înțeleagă între ei. Dacă ai cele trei abilități, lucrurile încep să meargă și așa cred că am reușit să creștem. Plus că dacă te uiți la filmele, ok, vorbim de genul nostru de filme, poate că nu neapărat care au un produs. Mă refer la filme care fac consulții sau agenții interactive, cele care sunt produse de un singur lider luminos, nu prea s-ar de, nu știu, 15, maxim 20 de angajați, pentru că nu pot să le gestioneze și nici nu au abilitatea să-și crească un middle management ca să poată să se scaleze. Și dacă de la început pleci cu divizarea muncii, deja altfel poți să faci treaba asta. Deci mitul ăsta că nu trebuie să fii singur, că altfel sigur să te ceri. Da, evident că foarte multe filme sunt dizolvă rapid pentru că s-au întâlnit la o cafea, au zis, mamă, ce idee bună, nu mai cum o facem. Și după o săptămână vezi că unul face treabă și celălalt doar cafea. Nu zic că nu e un... dar cred că de un singur ai șanse mai mult să faci treaba. Pentru că nu poți să ai toate abilitățile, să fii și omul tehnic, să fii și omul care recrutează și la care semnează contracte și fizic nu o să poți să fii în toate locurile alea la un moment dat. Mediul nostru este antibiznic, așa că nu poți să rezisti provocări. De asta trebuie să cu cât mai mulți și mai care să se unească între ei în perspective diferite, poți să ai un succes. Și aici cred că e o problemă de mentalitate, pentru că dacă nu pleci de la ideea că uite, astea sunt punctele mele tale, astea sunt punctele mele slabe sau lucrurile care mie nu îmi place să le fac. Nu aș mai bine să găsesc pe cineva cu care să fim egal și să facem lucrul ăsta. Noi, de exemplu, prima plecat complet egal, a fost să le uți, totul la egal până în ultimul moment. Deci nu ușor să faci treaba respectivă și dacă așa nu cred că nu îți pui probabil de bani, oricum nu prea mă foarte mult despărțit oricum la început, e ok, problema la când sunt bani, nu când nu sunt. Da. Și eu asta zic, nu? Cei care sunt anul trebuie să fii singur, nu asta îți spune anul. Ați zis, ne oprim aici, ne mulțumim destul de mult. Dacă aveți cumva întrebări sau vreți să mai stați de vorbă cu ei, vă invităm cu plăcere mai puțin la o cafea și ne mai putem conversa și acolo. Da? Mulțumim. Mulțumim.